Hristos a înviat. Suntem în casa lui Dumnezeu și merită să continuăm să cântăm, să lăudăm numele Lui. El a înviat ca noi să ne putem aduna la oaltă, să-și arate dragostea față de noi și să nu fie doar o naștere a unui împărat, ci și o moarte și o înviere vrednică de un împărat. Slăviți să fie numele Lui. Vrem să continuăm să mai cântăm o cântare cu bucurie, așa cum spune și cântarea. Iisus, ce bucurie îmi dai Tu mie! Numele singurului Dumnezeu viu și adevărat, înaintea căruia ne-am adunat astăzi și înaintea căruia vrem să ne închinăm, El să fie Cel care să binecuvânteze prezența noastră aici și fiecare dintre noi să fim beneficiarii harului Lui. Aș vrea, frați și surori, acum după ce am cântat, în cinstea Domnului, să citesc câteva versete și să ne rugăm. Să ne rugăm fiecare dintre noi să mărească Domnul credința din inima noastră, pentru că în vremurile acestea din urmă, vremul turburi, fiecare dintre noi avem nevoie de credință ca să putem merge înainte. Pocăința ne-a dat-o Domnul, pocăința vrem să o trăim, dar ca să putem să ducem pocăința și mântuirea până la capăt, avem nevoie de ajutorul Domnului. Domnul să întărească viețile noastre și împreună cu El să mergem pe calea sfântă a pocăinței spre împărăția Lui. Doamne, ajută-ne! Haideți să stăm ridicați! Și doresc să citesc ceva din Scriptură în ton cu această sărbătoare frumoasă, 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 12. Sfântul Apostol Pavel scrie bisericii din Corint, o biserică măcinată de tot felul de învățători, de practici. Spune acestor oameni câteva lucruri foarte frumoase, interesante și importante. Începând cu versetul 12, Biblia spune așa: iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți.
Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul. Amin. Să ne rugăm și Domnul să fie cel care să binecuvânteze viața noastră. Amin. E viu, e viu, mormântul lui e gol. E viu, e viu, a înviat Domnul meu. E viu, e viu, în toată splendoarea ne duce la fericire. E viu, e viu, mormântul lui e gol. E viu, e viu, a înviat Domnul meu. E viu, e viu, în toată splendoarea ne duce la fericire. Maria, ucenicii grăbesc, alerg la el. În zor de dimineață le zice îngerul: mergeți vestiți tuturor, din morți el a înviat. Credeți și să vă bucurați. E viu, e viu, mormântul lui e gol. E viu, e viu, a înviat Domnul meu. E viu, e viu, în toată splendoarea ne duce la fericire. E viu, e viu, mormântul lui e gol. E viu, e viu, a înviat Domnul meu. E viu, e viu, în toată splendoarea ne duce la fericire. Maria stă și plânge, ar vrea să știe ce-i, dar iată o minune, Iisus înaintea ei. Ce mare fericire, rabunii zice ea, și noi în cer îl vom vedea. E viu, e viu, mormântul lui e gol. E viu, e viu, a înviat Domnul meu. E viu, e viu, în toată splendoarea ne duce la fericire. E viu, e viu, mormântul lui e gol. E viu, e viu, a înviat Domnul meu. E viu, e viu, în toată splendoarea ne duce la fericire. Hristos!
Cunoaștem pe Domnul, să proclamăm învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Adicetea din cuvântul Domnului în această epistolă către cei din Corint și el începea: dacă se propovădește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Pavel, cu toată tăria, spune în versetul 8, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Frați și surori, Pavel, care era un împotrivitor, și chiar el îți proclamă un hulitor, el cu toată certitudinea spune: mi s-a arătat și mie. Dragul meu, ți s-a arătat și ție Hristosul
înviat din morți, dacă ți s-a arătat, doresc ca Domnul Dumnezeu să-ți dea putere și tărie, să ai o relație vie cu El zi de zi. E foarte important lucrul acesta și să nu zici și tu ca cei din Corint, că vedeți, dacă nu-i înviere, propovăduirea cum e? Zădarnică. Ba, în al doilea rând zice, suntem găsiți ce? Martori mincinoși. Apoi, și credință zădarnică. Și apoi, cuvântul ne prezintă că cei ce au adormit, cum sunt? Pierduți. Acum vă întreb, noi credem că Iisus a înviat? El are putere așa cum s-a citit. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Hristos a înviat din morți. Și de aceea noi credem că predicarea noastră nu este zadarnică, nu-i așa? Vedeți, pretutindeni, de dimineață am fost plecat la Borla, am vestit, predicat despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Voi aici și pretutindeni în lumea întreagă s-a predicat despre învierea Domnului Iisus Hristos. Și de aceea noi credem că noi nu predicăm povești, ci predicăm pe unul care este viu în vecii vecilor. Și de aceea El vrea cu adevărat să aibă pentru El oameni care îl mărturisesc cu toată tăria, cu toată puterea și cu toată dedicarea. Și oameni care au o credință puternică în Hristosul înviat din morți. Și oameni care cred că va veni o zi când cu toți vom învia. Slăvit să fie Domnul! Doresc la aceasta Domnul să ne ajute și Domnul să vă ajute. Amin. Motivați de aceste câteva gânduri, vrem să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne dea putere și credință. Amin. Ne ridicăm la rugăciune. Yeah.
Să continuăm să mai închidăm o cântare. Am stat și m-am gândit zilele acestea la acest salut unic și minunat. Hristos a înviat. M-am întâlnit zilele astăzi cu ceva vecini la noi pe scară acolo și parcă toată lumea era foarte bine dispus. Parcă mă intrai mai ușor în vorbă cu cei cu care poate nu te saluți luni întregi, că nu îi vei sau nu te știu așa bine. Și parcă cu acest salut mi-am dat seama încă o dată, îl spunem ușor, arătăm un zâmbet, ne îmbrățișăm, mergem mai departe și nu știu ce rămâne după noi sau după cei care îl spun. Am încercat să fiu atent la ceea ce spun, Hristos a înviat când am spus sau să răspund adevărat a înviat. Dar mi-am dat seama că cei pe care îi salutam n-aveau nicio treabă. Nicio treabă n-aveau. Așa de ușor ziceau ca și cum ar putea pune orice alt nume acolo, orice altă personalitate, din păcate. Știu că nu e vorba de noi, dar haideți să fim înțelepți, să luăm ce-i bun din acest exemplu. Știm că noi suntem mult mai credincioși și credem, chiar dacă n-am fost acolo, să vedem acest adevăr. A spune doar, Hristos a înviat, fără a trăi în puterea acestui adevăr, este doar o cruntă dezamăgire. Piatra n-a fost dată la o parte pentru că Iisus nu putea ieși prin acea piatră. A fost dată la o parte pentru ca eu și dumneata să cred acest adevăr. Ce ne rămâne nou acum? Să credem că Hristos este viu. Slavă Lui! Vrem să continuăm să mai cântăm gândarea care spune, știind că e viu, poți învinge teama și eu sunt viu, căci m-a salvat. El mi-a iubit, venind în lume, ca noi pierduți să fim salvați prin sângele vărsat pe cruce. Și când ispită
se încrede în Tatăl Său. Pe acest pământ așa mă cred și eu în Domnul, căci de păcat scătușat voi o să-i cânt. Știind că-i greu pot învinge teama și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, pe brațul său pot învinge teama și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispită grea mă va ajunge, pe brațul său mă simt mereu învingător. Când lupta grea va înceta, îl voi vedea pe nor de slavă, pe acel ce moartea învins prin jertfa sa. Știind că-i viu pot învinge teama și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, pe brațul său mă simt mereu învingător. Știind că-i viu pot învinge teama și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, pe brațul său mă simt mereu învingător. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și vreau să vă salut și eu cu frumosul salut: Hristos a înviat! Este cea mai mare biruință în această luptă pe care Dumnezeu a venit din ceruri să o dea pentru noi, oamenii. Biruința Domnului nostru Iisus Hristos împotriva morții a biruit. Împotriva diavolului, împotriva firii pământești pe care el le-a biruit, slăvit să fie numele lui. Biruința Domnului nostru Iisus Hristos ne este arătată în mai multe etape în Scripturi. Este o biruință prezisă, Dumnezeu a prezis-o mai de demult, o biruință pe care Domnul a început-o, apoi Domnul a realizat-o. Biruința aceasta este extinsă prin biserică și va fi finalizată în viitor. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu.
Pentru că noi suntem cei care beneficiem de această biruință pe care El a avut-o, mărire Domnului. Vă rog să vă ridicați să citim un cuvânt din Scripturi, din Coloseni, capitolul 2, versetele 13 până la 15, citim cuvântul Domnului. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșalele. A șters zapisul cu poruncile Lui care stăteau împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Aș vrea să, și de dimineață s-a vorbit, să înțelegem cum a câștigat Dumnezeu la cruce prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și în primul rând aș vrea să mă refer la biruința prezisă. Atunci când Dumnezeu a condamnat-o pe Eva după ce a păcătuit, i-a zis: vrăjmășie voi pune între tine și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, sămânța femeii îți va zdrobi capul, iar tu călcâiul. Și sigur că zdrobirea capului celui rău este o formă de a spune, se referea la cel rău, la diavolul, și la sămânța femeii. Mesia este cel care a ieșit din sămânța femeii, care a adus această confruntare între el și cel rău. Sigur că Dumnezeu pentru noi oamenii, așa după cum spunem și în rugăciunea Tatăl nostru pe care dimineață am rostit-o aici, vină împărăția ta, facă-se voia ta precum în ceruri, așa și pe pământ. Dumnezeu vroia ca împărăția Lui să fie aici pe pământ, prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit să o instituie și a făcut-o, slăvit să fie numele Lui. Apoi profetul Isaia vorbește despre Emanuel și spune că îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. E vorba de Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit să aducă pace, pacea Lui din ceruri, aici pe pământ, slăvit să fie numele Lui. Apoi, o altă fază a biruinței Domnului nostru Iisus Hristos, după această biruință prezisă, este biruința începută. Biruința începută. Odată cu venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ, diavolul, care știa că s-a născut unul care a venit în lumea aceasta să-L biruiască, a fost mereu și mereu pe urmele Lui. Vă aduceți aminte de momentul când în Betleemul din Iudeea au fost omorâți mulți prunci, ca printre aceștia diavolul vroia, intenționa și vroia să-L omoare și pe Iisus. Apoi, în pustie, diavolul din nou nu-l lasă, imediat când își începe lucrarea, vine și îi
promite împărățiile lumii acesteia fără ca să meargă pe la cruce. Și Domnul Iisus Hristos îl levită și zice: înapoi a mea, Satano. Categoric s-a opus în fața acestei promisiuni sau acestor sugestii pe care diavolul a venit să le aducă pentru ca să scurteze drumul calvarului, a crucii. Apoi îl vedem pe cel rău că continuă prin hotărârea norodului într-o situație oarecare de a-l pune împărat după mulțirea pâinilor. Apoi, spre finalul celor 3 ani de activitate a Domnului nostru Iisus Hristos, când El vorbește în 3 rânduri despre moartea și învierea Lui și le spune ucenicilor, unul din ucenici a zis: Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul Iisus Hristos imediat a venit și i-a zis lui Petru: Înapoi a mea, Satano. S-a amintit și astăzi, cred că. Și apoi, mai pe final, când Iuda a încercat ca să îl vândă, spune cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos că Satana a intrat în Iuda. Sigur că diavolul a încercat să compromită această lucrare a lui Dumnezeu, dar Domnul Iisus Hristos a împlinit tot ceea ce s-a spus despre El, absolut toate profețiile care au fost făcute cu mulți ani înainte. Iisus le-a împlinit, slăvit să fie numele Domnului. S-a spus despre Domnul Iisus Hristos că El este Cel care va aduce împărăția Lui pe pământ și împărăția Lui, de fapt, s-a coborât în acea generație de oameni când Domnul Iisus Hristos a venit aici. În Marcu 1:24, recunosc acest lucru: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret, spuneau dracii, ai venit să ne pierzi, te știm cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, și în acel timp de 3 ani și jumătate în lucrarea pe care a făcut-o, a venit și a scos draci din oameni. Apoi, o altă lucrare de vindecare în Matei 4:23, spune cuvântul Domnului că Iisus străbăta toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. Propovăduia Evanghelia împărăției și era susținută această Evanghelia împărăției cu tămăduirea celor bolnavi. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi observăm că El are puterea și autoritatea și asupra naturii. În Marcu 4:39, aici spune că El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o mare liniște. Iisus Hristos este Cel care și-a arătat puterea și autoritatea și față de natura înconjurătoare. Și o afirmație uluitoare în Luca 11:21-22, când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost, dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia
cu sila toate armele în care se încredea și în parte prăzile luate de la el. Sigur că ne putem da seama despre cine este vorba. Aici Domnul vorbește despre omul cel tare, adică Satana, și omul mai tare decât el este vorba despre Domnul Iisus Hristos, care vine în gospodăria lui, în lumea aceasta, și dezleagă robii, se luptă și dezleagă pe cei legați și îi pune în libertate. Slăvit să fie numele Domnului pentru această lucrare măreață pe care a făcut-o la cruce. Slăvit să fie numele Lui. Apoi, o altă fază a biruinței Domnului nostru Iisus Hristos este biruința realizată. Lucrul acesta se petrece la cruce. Domnul Iisus Hristos spune de trei ori: vine stăpânitorul lumii acesteia. Și el vine pentru o ultimă ofensivă împotriva Domnului nostru Iisus Hristos, la care puterile întunericului sunt puse pe fugă. În Ioan capitolul 12, versetul 31, spune: atunci, are loc judecata lumii acesteia. Acum, stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și în Evrei capitolul 2, 14b, fratele Valer l-a citit astăzi, ne arată cum să nimicească, vom citi la finalul versetului, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și următorul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața. Și în versetele acestea care le-am citit la început, aici explică foarte clar cum a făcut Domnul Iisus Hristos această lucrare. Pe voi care erați morți, Coloseni capitolul 2, versetul 13 până la 15, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață. Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stăteau împotriva noastră și ne era potrivnic. Frați și surori, ne-a iertat păcatele. Dumnezeu la cruce ne-a iertat păcatele. Apoi a șters zapisul cu poruncile. Erau porunci care aduceau judecata asupra noastră. Și Domnul Iisus Hristos la cruce le-a șters și le-a pironit pe cruce, spune în continuare. Și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Pe urmă a dezbrăcat domniile, versetul 15, și stăpânirile, care le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Slăvit să fie numele Domnului! Domnul Iisus Hristos este un biruitor care își dezbracă dușmanii, îi dezarmează de arme, de tot ceea ce au, și iese biruitor asupra lui. E adevărat, este o bătălie spirituală. Oamenii din vremea aceea n-au văzut-o, dar în cosmos a existat această luptă între Hristosul și cel rău. Slăvit să fie numele Domnului, pentru că Domnul Iisus Hristos a biruit. Domnul Iisus Hristos a biruit, frați și surori, și glorificăm numele Domnului pentru aceasta. Apoi această biruință, frați și surori, realizată, pe care Domnul Hristos a realizat-o, este confirmată de biserică, este anunțată, este proclamată.
Sigur că această lucrare a făcut-o și Dumnezeu. Apostolul Petru explică în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 24, fratele Valer a citit din Fapte 10 astăzi, dar Petru se repetă și în capitolul 10, ca aici, dar Dumnezeu l-a înviat deslegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Dumnezeu l-a înviat, slăvit să fie numele Domnului. Efeseni capitolul 1, de la 19 până la 23, 19 pe final. Nemărginita mărirea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să trec mai departe și să vorbesc despre o altă fază pe care biserica o preia, pentru că este Dumnezeu a confirmat prin faptul că l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți. Biserica pornește cu mult elan și înflăcărare în această misiune de a-L propovăduiește pe Hristosul cel înviat. Mă gândesc așa, după ce Hristos a înviat, ce era și după ce erau convinși pe fețele ucenicilor, când erau luați la întrebări despre El, despre Iisus. Eu cred că era o bucurie care ei atunci încercau să-și consolideze credința că despre Domnul cel înviat, dar era o bucurie așa pe care poate nu și-o puteau exprima îndeajuns, pretutindeni, era ca un foc, un pârjol care pătrundea între oameni. Oameni mulți auzeau despre această lucrare a învierii Domnului Hristos și se întorceau și erau mântuiți și Dumnezeu a lucrat cu mare putere. Atunci și lucrează și astăzi, slăvit să fie numele Domnului. În Faptele Apostolilor, capitolul 26, cu versetul 18, vorbește despre această lucrare pe care ucenicii și biserica o făcea ca să le deschizi ochii și să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credință în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. E lucrarea bisericii de a propovădui, a proclama această lucrare a învierii Domnului nostru Iisus Hristos, ca să oamenii să se întoarcă de la lumină, de la întuneric la lumină, de sub puterea celui rău la Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. 1 Tesaloniceni 1 cu 9 vine și întărește această lucrare, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum oamenii se întorceau de la idoli la Dumnezeu să slujească pe Dumnezeul cel viu și adevărat, slăvit să fie numele Domnului. Oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, oameni care se închinau la idoli, puterea lui Dumnezeu lucra în viața lor și se întorceau de la idolii aceștia la Dumnezeu cel viu și adevărat. Apoi în Coloseni capitolul 1, versetul 13, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Vorbeam la început despre împărăția lui Dumnezeu care a venit, Domnul Hristos a instituit-o aici pe pământ și El strămută și astăzi oameni din împărăția celui rău în împărăția dragostei Fiului Său, slăvit să fie numele Domnului. Apoi,
Biblia ne vorbește, frați și surori, despre o biruință finală. Sigur că în mod spiritual Dumnezeu ne-a înviat în duhurile noastre, în sufletul nostru. Dumnezeu îl înnoiește, îl transformă, dar va fi o biruință finală. În 1 Corinteni, capitolul 15, acolo se vorbește despre această biruință pe care Domnul o să o aducă în viața noastră, o biruință desăvârșită. În versetul 54 se vorbește în 1 Corinteni 15, când trupul acesta nesupus putrezire se va îmbrăca în neputrezire și când trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Dumnezeu, frați și surori, ne va îmbrăca în niște trupuri astăzi, trupuri de slavă, trupuri cerești. Ce minunat va fi momentul acela al transformării și a rămâni pentru totdeauna cu Dumnezeul cel viu și adevărat, slăvit să fie numele Domnului. Moartea a fost înghițită de biruință. Și atunci, în momentele acelea, Pavel parcă triumfă de bucurie și spune: unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Slăvit să fie numele Domnului, frați și surori, pentru că El este acela care va transforma lucrurile și va desăvârși această biruință pe care a început-o în viața noastră, în viața bisericii. Noi avem această datorie de la Dumnezeu, responsabilitate, pentru că El este Cel care a lucrat și în viețile noastre, să ducem mai departe, să extindem această lucrare pe care El a făcut-o în viața noastră. Este misiunea bisericii de a avea biruință și de a extinde această biruință pe care Domnul a realizat-o. Domnul să ne binecuvinteze! Sigur că despre biruința bisericii vorbește cartea Apocalipsa, capitolul 2, versetul 3. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Domnul să ne binecuvinteze și pe noi cu multă răbdare. Și dacă trebuiește să suferim din pricina numelui lui Dumnezeu, să o facem și să nu obosim la lucrul acesta. Sigur că biruința în versetul 7 spune că ei, biruitorii, vor mânca din pomul vieții. Cei care vor rămânea credincioși în răbdare și vor suferi din pricina Domnului Iisus Hristos, nu vor obosi, vor fi cei care vor mânca din pomul vieții. În Apocalipsa, capitolul 2, versetul 13, vorbește despre o altă biruință: știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Sigur că această biserică probabil era înconjurată cu influențe demonice, puternice, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că nu ai lepădat credința mea. Această biserică a rămas credincioasă lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute, frați și surori, să rămânem și noi tari în credință. Apoi mai citim în Apocalipsa 2 cu versetul 25. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni, spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și în 26, celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Domnul să întărească biserica Noua Speranță din Zalău, să rămâne tare
Nu știu, nu știm câtă vreme va fi până când Domnul Hristos va veni, dar Domnul să ne ajute să rămânem tari în credință, să nu obosim, să ne întărim, să ne zidim și să rămânem credincioși până la capăt. Amin. Ce mare bucurie după cea de-a treia zi, prin păduri și prin câmpie păsări cântă mii și mii. După atâta întristare, după luptă și dureri, a venit și ziua mare, ziua Sfintei Învieri. A înviat Mântuitorul, o ce har, ce har nespus El ne-a dus, să slăvim pe Salvatorul, Împăratul nostru drag și Sfânt Iisus. A înviat Mântuitorul, o ce har, ce har nespus El ne-a dus, să slăvim pe Salvatorul, Împăratul nostru drag și Sfânt Iisus. Este sfântă sărbătoare pe pământ și sus în cer, este ziua de iertare, rupte al morții bol de fier. O, ce fericire mare, iadul întreg a fost răpus, pe pământ e sărbătoare, a înviat Hristos Iisus. A înviat Mântuitorul, o, ce har, ce har nespus El ne-a dus, să-L slăvim pe Salvatorul, Împăratul nostru drag și Sfânt Iisus. A înviat Mântuitorul, o, ce har, ce har nespus El ne-a dus, să slăvim pe Salvatorul, Împăratul nostru drag și Sfânt Iisus. Spuneți tuturor să știe, prin cântare și prin vers, că de-acum pentru vecie tot păcatul a fost șters. Să-i cântăm cu toți mărire, căci cu Tatăl ne-am păcat, ne-am îmbrăcat de nemurire, azi Hristos a înviat. A înviat Mântuitorul, o, ce har, ce har nespus El ne-a dus, să-L slăvim pe Salvatorul, Împăratul nostru drag și Sfânt Iisus. A înviat Mântuitorul, o, ce har, ce har nespus El ne-a dus, să-L slăvim pe Salvatorul, Împăratul nostru drag și Sfânt Iisus. Amin. Hristos a înviat. Sus, pe boltă, candelabrul pare în întregime stins. Surii dragi ai dimineții, tot orașul
l-a cuprins. Soarele își ridică fruntea, plutind binefăcător prin frumoase raze dându-și azi salutul tuturor peste tot Ierusalimul, liniștea domnea din plin. Vântul doar sfiosadie printre ramuri de măslin. Păsărelele voioase întonează același cânt. E așa o dimineață neîntâlnită pe pământ. Pe drumul cuprins de tăcere aleargă cu pașii grăbiți. O femeie duce o veste ucenicilor iubiți. E Maria Magdalena, copleșită de fior, căci în sorte de dimineață i-a întâlnit pe învățător. Bucuria ei din suflet e învirea Domnului, care vrea să o împărtășească și la ucenicii lui. Cu vorbirea ei tremurândă le spune cum l-a văzut. Însă, totuși, vestea aceasta pare a fi de necrezut. El e mort, păzit de gloată, tot Ierusalimul știe. E pecetuit mormântul. Cum ar fi putut să învie? Sunt 3 zile de atunci. Bucuria ar fi prea mare să-l vadă viu pe Domnul. După atâta întristare, Petru și Ioan tresaltă și aleargă plin de dor spre mormântul unde a fost Iisus învățătorul lor. Nu mai erau nici cărți acolo, nici pecetea pe mormânt. Bucuria învierii se revarsă pe pământ. A început o frământare. Alergau în sus și în jos. Mii de glasuri spun într-una: a înviat Iisus Hristos. Cei care l-au plâns cu lacrimi îl privesc umpluți de har. Când Iisus li se arată, venind la fiecare iar, El revarsă pace în suflet și dă mângâierea Lui. Cât de dulci au fost atunci sfaturile Domnului. Doamne, multe fapte în lume s-au văzut și au încetat. Faptul învierii însă nu s-a șters, nu s-a uitat. De aceea, drag Părinte, ridicăm privirea în sus, căci în inimile noastre a înviat Domnul Iisus. Strânși de dragostea cerească, toți te binecuvântăm, arătarea ta, Iisuse, că atunci o așteptăm. Amin. Jesus, venim in slava.
Da, Hristos este viu. Mă gândeam că duminica aceasta învierii este așteptată de noi ca și sărbătoare. Și cred că a fost un crescendo așa, cum probabil este în fiecare an. Începe acest crescendo odată cu intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Suntem anunțați că începe săptămâna mare și într-o anumită formă ne pregătim pentru ceea ce urmează duminica, duminica învierii. În primele zile ale săptămânii mari, mă gândesc că puțini, zic eu, stau să mediteze la ceea ce s-a întâmplat. Încă suntem, nu neapărat robiți, dar atenți la ceea ce trebuie să facem în această săptămână. Urmează curățenii importante în casă, listă pentru ceea ce trebuie să cumpărăm, mai ales pentru ziua de duminică. Și zilele încep să treacă, luni, marți, miercuri. În unele biserici evanghelice, în ziua de joi, oamenii sunt adunați la biserică pentru a sta la masa Domnului, cina. Și ne pregătim, mai mult sau mai puțin, în vâltoare acestor lucruri care se întâmplă, prinși de tot felul de activități, că doar nu suntem liberi, mergem și la serviciu. Trece și ziua de joi, sigur, cu smerenie, venind aici, la biserică, stând la masa Domnului, pregătindu-ne fiecare cât putem și cum putem. Ziua de vineri este o zi mai altfel, vinerea mare. Unii nu lucrează, nu merg la serviciu, își iau liber, alții lucrează pe acasă, dar mai puțin, să nu fie văzuți, mai puține lucruri facem pe lângă casă. Sâmbătă încercăm să recuperăm ce n-am putut să facem vineri sau în zilele care au trecut. Și apoi, noi, duminică dimineață venim la biserică, bucuroși, mulți, și astăzi am fost mulți aici la biserică, dornici să stăm împreună la această sărbătoare frumoasă și adevărată, învierea Domnului Iisus. Apoi mi se pare că apogeul acesta capătă o altă conotație la masa de la amiază, când stăm cu familia sau cu prieteni. Și apoi, simțământul meu, poate că nu așa simțiți și dumneavoastră, este că începem să mergem pe o pantă descendentă. Seara, mai puțin la biserică, dar nu este o critică, este o realitate. Sigur că suntem și plecați, unii mai pleacă. Ziua de luni parcă este o zi mai lejeră că parcă sărbătoarea cam trecut. Sigur, nu mergem la serviciu, stăm acasă, mai mergem la biserică, mai facem o vizită și uite că vine ziua de marți, unii vor merge la serviciu, alții și-au luat liber pentru că urmează 1 mai. Așa s-a întâmplat de data asta și merg doar joi la serviciu. Și vrând nevrând și această sărbătoare va trece, cum au trecut și altele. Și cred că ar trebui să tragem linie și după această sărbătoare, ca de altfel după fiecare zi din viața noastră, după fiecare sărbătoare, eveniment important sau nu. Și să vedem cu noi ce s-a întâmplat. Am rămas la fel? Probabil că indigestii nu o să avem foarte mulți, că noi n-am ținut post cum țin alții și acum să fie o dezlegare. Nu. Dar totuși, poate că unii vom avea probleme de felul acesta. Cu doar atât am rămas? Cred că nu. Cred că fiecare dintre noi ne dăm seama încă o dată și anul acesta, chiar dacă an după an stăm, deschidem Scriptura, mergem la biserică, ne salutăm cu Hristos a înviat, citim despre ce s-a întâmplat în acea vreme și ne bucurăm. Poate că prea multe cunoștințe, prea multe lucruri noi nu mai aflăm, că doar ce să mai zici nou, că aceleași lucruri au fost. Însă, duminica aceasta învierii, citind în Scriptură, observăm că a fost o
duminică a transformării, a schimbării, a înnoirii. Și dacă așa a fost atunci, acolo, de ce să nu fie și cu noi, astăzi, aici? O sărbătoare a schimbării, a transformării. Că dacă doar mai bifăm o sărbătoare pe calendarul nostru, este mult prea puțin. Mult prea puțin și prea păgubos. Că doar suntem copiii Domnului, că doar spunem că Tatăl nostru este în ceruri, că doar spunem că îl sărbătorim pe cel pe care îl iubim, pe care îl slujim, în care ne încredem, în Mântuitorul nostru. Nu, e mult prea puțin să bifăm doar încă o sărbătoare, în care a fost bine, în care ne-am întâlnit, în care am avut anumite părtășii și doar atât. Sărbătoarea aceasta a învierii Domnului Iisus Hristos, așa cum spuneam, a fost o sărbătoare a schimbării, a transformării. Mă gândesc la mormântul acela în care Domnul Iisus Hristos a fost pus. Era sigur mormântul unui om destul de important în vremea de atunci, dar probabil că dacă nu ar fi fost pus Hristos acolo, era doar un alt mormânt. Grădina care era o grădină, ca și alte grădini, dacă n-ar fi fost Hristosul acolo, era o grădină și atât. Dar aceste locuri au fost transformate, aceste locuri au căpătat alte conotații, alte simboluri. Oamenii le vizitează, oamenii se duc acolo și aduc aminte de ce a fost, de cine a fost acolo. Dar locurile sunt locuri. Au importanța lor, au semnificația lor, dar mai mult decât atât, sunt oamenii. Oamenii care au beneficiat de schimbare, de transformare, de înnoire. Femeile care au plecat îngrijorate spre mormânt, femeile fricoase, femeile confuze și nelămurite despre cum sunt lucrurile. După ce l-au întâlnit pe cel viu, viața lor a fost schimbată, viața lor a fost transformată. Cei doi care au mers spre Emaus și ei, cu confuzii, cu întrebări, cu neclarități multe în mintea lor, în viața lor, parcă totul s-a demolat din ceea ce ei gândeau, sperau, visau. După ce s-au întâlnit cu cel viu, lucrurile s-au schimbat, au fost transformați, au fost înnoiți. Cu alt elan, cu altă poftă de viață au zis, mergem înapoi la ucenici să le spunem că ne-am întâlnit cu cel viu. Asta a fost cu ei, dar cu mine, dar cu dumneavoastră. Înseamnă sărbătoarea de astăzi o schimbare, aduce o schimbare, o înnoire, o transformare? Sau rămân la fel? Sau sunt tot eu? Sigur că atunci când vorbim despre schimbări, despre transformări, despre înnoiri, ne punem o întrebare, vrând nevrând, fiecare dintre noi, eu, de ce nu mă pot schimba? Avem și expresii pe care le folosim uneori în casele noastre, la locurile de muncă sau unde suntem. Ăsta sunt eu, eu nu mă pot schimba, mă accepți cum sunt. Și ce vrei? Dacă doar chestia asta o am în viața mea, nu mă pot schimba. Și mergem cu gândul acesta an după an, an după an. Și nu ne schimbăm. Nu ne schimbăm pentru că n-avem puterea să ne schimbăm. Și sunt mulți sfătuitori și multe cărți care îți spun ce să faci ca să te schimbi. Și citești și iar citești și iar deschizi o carte și mai multe cărți și afli ce să faci. Dar nimic din toate acestea nu-ți dau puterea să te schimbi. Cuvântul acesta, putere, apare, să știți, de peste 50 de ori în Noul Testament. Cuvântul acesta, putere, este folosit pentru a descrie cel mai puternic eveniment care a avut loc vreodată și care a dus la separarea istoriei înainte de Hristos și după Hristos. Este vorba despre puterea învierii Domnului Iisus Hristos din morți. Puterea aceasta despre care citim în Scriptură și s-a citat și astăzi, s-au citit versete din Scriptură care vorbesc despre puterea aceasta.
Puterea aceasta, frați și surori, poate să schimbe viața mea și poate să schimbe viața ta. Puterea învierii Domnului Iisus Hristos din morți. Cel mai important lucru pentru noi ca și copii ai lui Dumnezeu este să căutăm să-L cunoaștem pe El și să experimentăm puterea învierii Lui în viața noastră. Cred că de multe ori trec atât de multe lucruri, atât de multe adevăruri din cuvântul lui Dumnezeu pe lângă noi și parcă n-au nimic de a face cu noi. Și noi rămânem tot în stările în care suntem de ani de zile și nu reușim să ne schimbăm. Nu putem să spunem, da, Domnule, aici s-a transformat ceva în viața mea. Se cita astăzi parte din versete și o să citesc mai bogat acest cuvânt al lui Dumnezeu, Efeseni, capitolul 1, versetul 17, 18, 19 și până la versetul 20. Auziți? Și mă rog, spune Apostolul Pavel, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Amin. Această putere despre care vorbește aici Apostolul Pavel, care L-a înviat pe Iisus Hristos din morți, este puterea care poate să schimbe viața mea și viața ta. Trec zilele, trec sărbătorile și trec anii și în viața mea nu se vede nicio schimbare. În lucrurile care trebuie să mă schimb. Și în viața dumneavoastră nu se vede nicio schimbare. Că de altfel știm fiecare dintre noi lucrurile cu care ne confruntăm și problemele pe care le avem. Și aspectele vieții noastre care rămân la fel, an după an, și nu se schimbă. Astăzi aș vrea să aduc această veste bună a faptului că puterea care L-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți ne poate schimba și pe noi. Ne poate schimba și pe noi. Spunea de dimineață fratele Valer, citând trei pasaje sau din trei locuri ale Scripturii, Domnule, cine L-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți? Cine? Și a vorbit despre Tatăl, a vorbit despre Fiul și a vorbit despre Duhul Sfânt. Cine L-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți? Citând aceste pasaje ale Scripturii, a vrut să se aducă înaintea noastră că atunci când vorbim despre Dumnezeu și despre lucrarea Dumnezeirii, nu putem să disociem așa de simplu cum am vrea noi aceste persoane ale Dumnezeirii. Este mult prea complicat și ne depășește pe toți din locul acesta să încercăm să explicăm cum stau toate lucrurile. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că pentru acest moment extrem de important pentru noi oamenii a participat întreaga Dumnezeire. Slăvit să fie numele Domnului! Ei, dragii mei, aș vrea să spun că puterea aceasta învierii Domnului Iisus Hristos, puterea aceasta lui Dumnezeu, este puterea care poate să șteargă trecutul nostru. Trecutul nostru este marcat, presărat, să nu zic plin, dar presărat de eșecuri, de greșeli, de păcate și de regrete. Când mă refer la faptul că puterea aceasta lui Dumnezeu șterge trecutul nostru, nu mă refer la faptul că neagă trecutul nostru, ci la faptul că tot ceea ce înseamnă trecutul nostru păcătos, puterea aceasta vie a lui Dumnezeu, elimină și fac să dispară tot ceea ce înseamnă punctele negre ale trecutului nostru. Mulți oameni, să știți, își doresc să se uite în urma lor, în trecutul lor și să aibă siguranța că trecutul lor este curat, este șters. Eu știu că uneori sunt momente în viața noastră când ne confruntăm cu situații de felul acesta, când nu avem siguranța că Dumnezeu, o pată neagră din viața noastră, a putut să o șteargă. N-avem această siguranță, n-avem această credință că El poate să șteargă acea pată neagră din viața noastră. Astăzi, cuvântul acesta lui Dumnezeu spune
că puterea învierii lui Hristos, puterea care l-a înviat pe Hristos, puterea lui Dumnezeu, poate să șteargă tot trecutul meu. Tot trecutul meu. Mi se pare că uneori mergem, vorba cuiva, cu frâna de mână trasă. Nu reușim să facem un pas înainte pentru că mereu ne gândim la ce-a fost. Oameni care trăiesc într-un permanent regret. Oameni care se plâng spunând, dacă n-aș fi făcut acel lucru, dacă aș fi reușit să ocolesc, dacă aș fi făcut anumite schimbări, dar acum... Și spun un lucru acesta pentru noi. Oameni care am încheiat un legământ cu Dumnezeu, oameni care am avut experiențe cu Dumnezeu. Oamenii aceștia sunt oameni care mereu se critică, se critică pe ei înșiși. Oameni care sunt chinuiți de anumite amintiri dureroase. Am greșit, voi plăti pentru asta, am greșit, pentru mine nu mai există o șansă, am greșit. Da, s-a îndurat Dumnezeu, dar problema aceea. Se cita astăzi din nou din Coloseni. Să mai citesc aceste versete, sunt concludente pentru acest gând. Versetul 13 și 14 din capitolul 2. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, piruindu-L pe cruce. Dragii mei, când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, El n-a venit ca și cum n-ar fi cunoscut greșelile noastre, eșecurile noastre, păcatele noastre și El n-a venit să ni le reproșeze, El a venit să moară, să le șteargă. El n-a venit să ne condamne, El a venit să ne schimbe viața și spune Ieremia în capitolul 31, le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. De ce? De ce poate șterge Dumnezeu trecutul meu? Uite că încercăm să răspundem la o întrebare, frate Florin, la întrebarea aceasta, de ce? De ce poate șterge Dumnezeu trecutul meu? Știți de ce? Pentru că acolo la cruce, cuvântul Domnului spune că Domnul Iisus Hristos stând pe cruce, la un moment dat a spus, s-a isprăvit. Lucrul acesta însemnând că plata a fost integrală, achitată, că datoria a fost anulată, că totul a fost luat asupra Lui. Și noi prin credința în El putem să intrăm în fața Tatălui, în prezența Tatălui, să ne bucurăm pentru totdeauna de El, de Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului! Cu toate acestea, noi putem să scurtcircuităm această putere a lui Dumnezeu prin faptul că nu credem că Dumnezeu ne poate ierta sau prin faptul că alegem să nu ne iertăm pe noi înșine. Aceste situații, aceste stări sunt prezente uneori în viețile noastre și eu cred că de aceea nu reușim să creștem așa cum vrea Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Nu reușim să creștem. Mereu ne propunem, mereu vrem, mereu facem strategii și totuși ceva parcă ne ține. Puterea lui Dumnezeu, dragii mei, este puterea care șterge trecutul nostru. Aș vrea să mai spun astăzi că puterea aceasta lui Dumnezeu nu doar că șterge trecutul nostru, puterea aceasta care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos, care schimbă vieți, care schimbă trecutul nostru, șterge trecutul nostru, puterea aceasta triumfă și peste problemele noastre. Mereu când venim la rugăciune aici la casa Domnului, ne rugăm pentru problemele noastre și ale altora. Și parcă niciodată nu se întâmplă să venim la biserică și să nu ne rugăm pentru problemele noastre și ale altora. Și poate că unii se întreabă, măi, oameni buni, dar voi tot timpul aveți probleme? V-ați întors la Hristos, Hristos este capul, voi sunteți mădulare în trupul acesta, Dumnezeu este Tatăl vostru, El ține toate lucrurile în mâinile Lui, ce probleme să mai aveți? Trăim într-o lume decăzută și atâta vreme cât trăim aici și nu putem trăi în altă parte, noi vom avea probleme. Spunea cineva că pe singurii oameni care îi găsești fără probleme sunt oamenii din cimitir. Ăștia n-au probleme. Însă ceea ce este important în momentele acestea când apar probleme în viața noastră este
atitudinea cu care vrem să luptăm și să adoptăm atitudinea noastră în fața acestor probleme. Ce atitudine am eu în fața acestor probleme? De foarte multe ori încercăm să ne rezolvăm singur problemele și uneori reușim, dar de multe ori falimentăm și obosim. Cineva spunea că împrejurările sunt extrem de importante pentru viața noastră. Sunt așa de importante încât el spunea că le putem asemăna cu o saltea. Dacă stai deasupra, te odihnești bine, dar dacă stai dedesubt, te sufoci. Adică împrejurările, problemele care vin peste noi sunt multe și este foarte important cum reușim să le abordăm. Da, am vrea să nu fim asaltați de probleme. Eu aș vrea să n-am probleme. Să fiu în fiecare zi fericit, bucuros, să nu trebuiască să rezolvă problemele care apar, ci toate să meargă de la sine. Dar nu este așa. În situații problemă, cred că noi uităm promisiunile lui Dumnezeu. Mă gândesc la ucenici, mă gândesc la femei, la femeile pe care Scriptura le prezintă în momentul acesta al învierii Domnului Iisus. Toți erau cu semne mari de întrebare în mintea lor. Toți își frecau mâinile. Unii erau închiși de frica iudeilor, ascunși într-o casă. Nu știau ce să facă. Au uitat promisiunile lui Dumnezeu. Au uitat promisiunile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut. Le-a spus, eu voi muri, dar a treia zi voi învia. Slăvit să fie numele Lui. Au uitat tot ceea ce El le-a promis. Și cred că în momentele grele, problema ale vieții noastre, noi uităm promisiunile Lui. Spunea Apostolul Pavel, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Cine? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foamea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? Cine și ce? Și răspunsul vine în versetul 37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Slăvit să fie numele Lui! Acesta este mesajul învierii. Dacă noi ne lăsăm problemele în mâinile Lui, dacă noi ne punem viața în mâinile Lui, El rămâne credincios și ne binecuvântă. Slăvit să fie numele Domnului! Mă gândesc la modul de abordare a problemelor a bisericii primare. Când la început ucenicii, apostolii, au fost luați la întrebări de mai mari norodului, măi oameni buni, voi ce predicați aici? Acel Hristos despre care voi vorbiți, noi l-am prins, l-am răstignit. Da, l-ați furat voi, dar ce predicați voi aici? Predicați așa ceva. Și au zis, domnule, noi nu putem să tăcem. Și i-au luat, i-au prins, i-au pus în închisoare. Și cuvântul Domnului spune că acolo, în închisoare, oamenii aceștia s-au rugat și n-au cerut să pună Domnul capăt opoziției, prigonirii, ci oamenii aceștia au zis, Doamne, noi vrem putere, noi vrem îndrăzneală de la Tine, pentru că vrem să facem față acestor probleme, acestor opoziții care vin peste noi. Eu știu că noi ne rugăm altfel. Atunci când apar problemele în viața noastră, noi zicem, Doamne, să dispară, să nu mai fie niciuna, drumul să fie curat, liber, niciun obstacol, ce munte și vale, drept! Dar nu este așa. Probabil că optica noastră ar trebui schimbată și ar trebui să ne rugăm altfel lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, dacă sunt sus pe munte, ajută-mă să nu mă prea îngânf, să zic că eu sunt grozav, ci să rămân tare credincios lângă Tine. Dacă sunt jos în vale, ajută-mă să nu fiu cuprins de deznădejde, să zic, Doamne, de aici cine mă va scăpa? Ci în orice circunstanță a vieții, noi să privim spre El, care are toată puterea și în cer și pe pământ, binecuvântat să fie numele Lui. Dragul meu, ce ai vrea să schimbi la viața ta? Ce ai vrea să schimbi? Poate că dacă acum am avea un pic și o hârtie și fiecare dintre noi ar trebui să scriem ce am vrea să schimbăm la viața noastră, foaia unor ar fi mai plină și altora ar fi foarte plină. Pentru că în viața noastră fiecare dintre noi, care ne cunoaștem bine, vrem să existe niște schimbări, vrem să existe niște transformări. Sigur că aceste schimbări încep în viața unui om în momentul în care el se naște din nou. Și cuvântul Domnului spus de Apostolul Pavel în Corinteni, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi, trebuie să fie începutul schimbării în viața noastră. Să știți că nu degeaba, mai ales în momentele când oamenii se înscriu pe lista de botez, când oamenii vor să fie botezați în apă, spunem oamenilor, oameni buni,
trebuie să fiți născuți din nou. Schimbarea voastră trebuie să înceapă de undeva și acesta este momentul schimbării. Și apoi viața continuă. Și după ce suntem născuți din nou, și după ce facem un legământ cu Domnul și intrăm în armata Domnului și mergem împreună spre împărăția lui Dumnezeu, schimbările trebuie să continue să apară și să se vadă. Și s-a predicat în biserica noastră despre roada Duhului. S-a predicat, s-a explicat și întreb eu, o trăiesc? O văd în viața mea? Altfel? Mi-am pierdut poate timpul degeaba ascultând o predică, ascultând explicații, încercări de a-L pune în practică toate aceste lucruri. Eu cred că un dușman al schimbării noastre este amânarea. E ceva ce stă la îndemâna noastră a tuturor. Eu vreau să mă schimb. Eu intenționez să mă schimb. Dar astăzi vreau să ne punem toți o întrebare. Când? Mâine? Mâine că să treacă sărbătoarea asta așa cum este? Așteptăm Paștele următor? Ne gândim la schimbare doar la Paști și la Crăciun? Vorba populară românească? Amânarea este extrem de periculoasă. Și oamenii care mereu amână sunt oamenii care nu reușesc să se schimbe. Puterea care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos poate să schimbe viața mea și viața ta. Mă gândesc la un moment al amânării, prezentat în Scriptură. Există predici fabuloase pe tema aceasta, predici intitulate Încă o noapte cu broaștele. Știți la ce mă refer? Cele 10 urgii, pedepsele lui Dumnezeu care au venit peste egipteni și una din aceste pedepse a fost că au venit broaște, multe broaște. Broaștele nu sunt foarte agreabile, dar au fost multe broaște. În casa împăratului au ajuns broaștele. Peste tot. Și probabil că soția lui Faraon a zis, fă ceva omule că deja înnebunim aici cu atâtea broaște. Și Faraon l-a chemat pe Moise și a zis, știi, vreau să plece broaștele acestea de aici, vreau să mă scap de ele, nu mai vreau broaște pe lângă casă și în casă. Și Moise a zis, bine, se va întâmpla când vrei treaba asta. Și el a zis, mâine. Mâine. Încă o noapte cu broaștele. De ce amânăm? Pentru că ne complacem în anumite situații. Pentru că suntem prea comozi să ne schimbăm. Pentru că ne este teamă și nu știm ce va aduce schimbarea în viața noastră. Sau poate că suntem prea mândri și încăpățânați și nu vrem să renunțăm la cine suntem noi și la ce suntem noi. Învierea Domnului Iisus Hristos ne amintește că niciuna din aceste situații nu este lipsită de speranță. Oricare am fi în locul acesta, aș vrea să înțelegem în această după masă, cu ocazia acestei sărbători frumoase a învierii Domnului Iisus Hristos, că puterea aceasta este la dispoziția noastră, că Dumnezeu ne dă această putere să ne schimbăm, că El vrea să ne schimbăm, cum a schimbat oamenii atunci. Atunci, în dimineața învierii, în ziua învierii, în zilele care au venit apoi după înviere, oamenii rând pe rând s-au schimbat, pentru că auzeau mesajul lui Dumnezeu, mesajul învierii. Și noi, cred că acest cuvânt al lui Dumnezeu trebuie și îmi doresc să producă schimbare în viața mea și în viața dumneavoastră. Să ne propunem să rămânem aproape de Domnul și făcând așa, va fi bine de noi. Amin. Să stăm ridicați.